Unde e bun? La supermarket m-am dus să beau. De ce? Paznicul mi-a zis să ies afară și am spus, ei, mă duc să fur. Uite, am buzunar. Și m-am dus să fur o sticlă de băutură. Așa, și ce-ai luat? Whisky, vin? Uite, ești nebune. Bună ziua, dragi participanți! Bună ziua, prietenași! Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă întâlnire a Alcoolicilor Anonimi. Înainte să începem, dați-mi voie să vă prezint pe colega mea de astăzi, doamna, și subliniez doamna, psiholog Dumitrașcu. Bună ziua, prietenași! Bine v-am găsit! Înainte aș vrea să ne prezentăm pe rând. Eu sunt doamna psiholog Dumitrașcu. Eu sunt Alexandru și sunt alcoolic. Bună, Alexandru! Bună! Eu sunt Nicu de la Piața Mare, sunt alcoolist, carmolist, sunt cerșetor, aurolac, traveu, homosexual, ce vreți voi? Bună, Nicușor! Eu sunt Ileana Alucaciu și sunt alcoolică. Bună, Ileana! Eu sunt Gogâie, șmecher de șmecher alcoolist. Bună, Gogâie! Ei bine, dânsul este un nou membru al cercului nostru de alcoolici anonimi, pe care îl așteptăm să se prezinte. Nu pot! De ce? Pentru că dacă mă prezint, nu mai sunt anonim. Da, așa e. Așa e. Dar de alcoolic sunteți alcoolic. Nu sunt. Dar ce sunteți? Bețiv notoriu. Că m-am dus în magazin. Așa. Și am spus la paznic, bă, vezi că mă duc să fur băutură. Aha. Aha. Și el mi-a zis, pleacă de aici. Ai văzut? Băgați-ai... Nu! Mă urât aici să terminăm cu debandada. Doamna psiholog Dumitrașcu, vă rog, aveți cuvântul. Băgați gras, spuneți-le ce aveți pe suflet. Prietenii. Luați-vă de ei ca și cum ar fi oameni. Oameni buni. Oameni buni. Câini. Alcoolul nu ne e prieten. Alcoolul ne e dușman! Dușman, da! Cum adică dușman? O fi, dar Dumnezeu a zis să ne iubim dușmanii, sincer. Da. Haideți să vedem mai întâi. Cum ne dăm seama dacă suntem alcoolici? Te mai trădează fața! Liniște, vă rog! Bun. Ca să ne dăm seama dacă suntem sau nu alcoolici, trebuie să ne răspundem la câteva întrebări. Prima întrebare. Când am băut ultima oară? Eu, prietenaș, vreau să vă spun așa, că eu n-am mai pus gura pe băutură de 10 zile, prietenaș. Sunt curat ca lacrima. Bravo! Ovidiu! Durează, mă, Iangăr Meister, pe mine! Eu n-am băut de 9 zile, n-am băut nimic de 9 zile. 9 zile au trecut și n-am băut nimic. Bravo. Da, și eu n-am mai băut de 8 zile. Excellent. Eu, așa cum am promis, n-am mai băut de o săptămână. Da? Și da. Atunci de ce ești beat? Pardon, se scrie beat, dar se citește beat. E beat, beat, că ești beat mangă. Hai, că ești beat mort. De ce ești beat? Fac pipi rar. Și dumneata? Domnule... Oleacă! Este numele mic? Da. Și numele mare? Popleacă! Domnule Popleacă, când ați băut ultima oară? Cât e ceasul? Da, e clar, hai să continuăm... Bun, a doua întrebare. A doua întrebare. Ce simt când beau? Eu simt că mi se irosește viața.
Eu când beau, încep să mă gândesc la familia mea care suferă și nu mai pot să beau și nu știu ce aoleu, dar voi sunteți de la școala de maiști. Eu când beau, aoleu, să lasă cu dragon prietenași. Eu mă duc la Revelion, beat, mor, mă leșin la ora 10, mă trezesc desenat pe față, vomit în casă la oameni, mă dă afară, cheamă locatarii, poliția. Vine poliția, mă dispoaie, mă... Dar nici mă zic ce se întâmplă cu femeia asta ce ieșea și mi-e rușine. Eu când beau, mă gândesc că nu mai vreau să beau. Și atunci eu când beau, eu zic așa, ce rău fac că beau. Zic că ce rău fac că beau. Așa. Și nu mai vreau să beau, că vreau și o să merg odată treaz pe strada lui. Dumneata, ce simți când bei? Domnul... Contrar antivorbitorilor mei, mi-mi place. Cum, domnul Popleacă? Adică toți oamenii ăștia ne povestesc ce rămușcări au, ce rău le pare că beau și dumneata susții contrariu. Da. Oare ce înseamnă asta? Că nu sunt ipocrit. A treia. Ce-ai, domne? A treia întrebare. Vreau cu adevărat să mă las de băutură? Da. Da? Da, prietenași. Eu trebuie să plec. Cum să pleci? Nu ai zis că te lași de băut? Mă las mâine de băutură. Că acum a băgat promoții la noi la bar. Dacă e o sticlă de rom, îți dă două beri la pet. Pe ce zici de chestia asta? Știu și eu. Păi la o sticlă de rom. Bravo,